Copiii la DGASPC Olt nu au vrut să lase sărbătoarea de Valentine's Day să treacă neobservată. Înarmați cu inimioare lipicioase, au mers la o societate de pe platforma industrială a Slatinei, acolo unde au împărțit dragoste în stânga și în dreapta. Copiii le-au pregătit și un program artistic angajaților, iar în schimb aceștia au vizionat un scurt filmuleț despre ceea ce înseamnă procesul de producție a țevilor. Copiii noștri au ales să dăruiască inimioare lipicioase pentru a-și arăta dragostea față de frumos. După cum se vede, ei sunt foarte fericiți când întâlnesc o ocazie, vor să arate dragostea și să li se ofere dragoste. După ce angajații companiei au primit inimioarele lipicioase oferite sub deviza "Primește inima mea lângă inima ta", aceștia le-au dăruit copiilor cutii cu bomboane de ciocolată. Inițiativa micuților a bucurat colectivul societății care, cu ocazia vizitei de ziua îndrăgostiților, s-a desprins pentru câteva zeci de minute de cotidian. Ne-am bucurat că și ei ne-au ales să-i primim în casa noastră și sperăm ca pe viitor ei chiar să găsească o casă în rândul nostru. Noi, ca și colectiv, în numele colectivului ITMK Art Rom, mulțumim copiilor, organizatorilor, dumneavoastră, că nu lăsați să treacă neobservate aceste evenimente care sunt importante pentru fiecare dintre noi, chiar dacă noi suntem foarte ocupați tot timpul. Acțiunea de la Slatina nu a fost singulară. Sfântul Valentine a fost sărbătorit la Caracal și de persoanele vârstnice din Cămine, persoanele bolnave din centrele medico-sociale din Caracal, Bal și Corabia.